Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă spune Liviu Dumitraș. Invitatul meu este domnul profesor universitar, doctor inginer Ion Mălureanu, un prieten special de-al meu cu care am mai realizat o emisiune. Aceasta este a doua emisiune, deci este o tradiție. Domnule profesor, bine ați venit în studioul nostru acesta, bine ați revenit în studioul nostru Valea Prahovei. Bună ziua și bine v-am găsit. Trebuie să încep și eu să fac aceeași constatare, risc să fiu banal. Cum suportați căldurile? Bine. De unde veniți dumneavoastră? Sunteți navetist de 7 zile. Veniți de la 40 de kilometri, 60 de kilometri de Ploiești, mai precis de unde? Mai precis din comuna Vișinești, județul Dâmbovița, 20 de kilometri în nord față de orașul Moreni. Foarte frumos, bine ați venit, dar aici este bine, condițiile sunt deosebite și vara noi muncim, nu dormim vara. Domnule decan, cunoașteți formatul emisiunii noastre, am înțeles că ați acceptat cu plăcere să veniți în această emisiune. Dumneavoastră ați purtat și cascheta de decan în perioada 2000-2008. Iată, în această imagine, am să trec la o altă imagine. Vă regăsim pe panoul celor 10 decani ai facultății de IPG. Când dumneavoastră erați decan, se chema tot IPG, deci Ingineria Petrolului și Gazelor. În timpul mandatului meu s-a schimbat denumirea. Deci au fost multe, a fost o dinamică a denumirilor. Acum a rămas IPG, nu vreau să confundăm cu vechiul IPG Ploiești. Dumneavoastră, iată, figurați aici. Nu știu de ce colorat probabil că cu siguranță așa am găsit eu această imagine. Da? Dumneavoastră, deci domnul decan Ion Mălureanu, înțeleg că primind mandatul de la actualul rector, domnul profesor Pascu Mihai Coloja, da? Și după 8 ani, dându-l la cheie, am zis bine, da? Deci la cheie, actualului decan, Iulian Nistor, întâlnindu-mă astăzi pe hol înainte de emisiune, n-a urat succes. Mulțumesc. De altfel, cu domnia sa am pus bazele acestui proiect, mai avem câteva emisiuni și sperăm ca în final să realizăm un DVD, dar până atunci să o mai ducem până la toamnă. Domnul decan, dacă privim, nu cu mânie, cu bucurie, acest panou, opriți-vă la cine doriți dumneavoastră, mă refer la cei care au fost, dacă i-ați cunoscut, întrucât pe cei vii, sincer să fiu, am început cu domnul Nistor, cu care am deschis ciclul de 10 emisiuni, continui cu dumneavoastră și mai continui cu Mihai Coloș. Da. Vă rog, dacă ne uităm la acest panou, și nu am pregătit nimic special pentru aceasta, deci din memorie, dar aș vrea și din memorie afectivă, câteva imagini. Să luăm cu primul. Înainte, pe Gheorghe Constantinescu l-ați cunoscut? Da, vă rog. De a face câteva precizări asupra de acolo, referiri. Da? Vreau înainte de toate să mulțumesc cadrelor didactice din IPG. IPG fiind? Din Institutul de Petrol și Gaze, da? Așa, rog, ca da? Să fiu în concordanță exact, cu da? Așa, acum Universitatea de Petrol Gaze, pentru privilegiul de a mă alege în două mandate succesive, 2000-2008, decan al acestei facultăți. Deci 2004-2008. Totodată am făcut parte din mai multe structuri de conducere ale universității și mulțumesc tuturor care au fost alături de mine. Vreau să vă spun că sunt mândru. Unii chiar mai sunt alături de dumneavoastră, nu? Da, unii mai sunt. Da. Vreau să vă spun că sunt mândru pentru funcțiile pe care le-am ocupat și am încercat din răsputeri să duc mai departe moștenirea profesorilor care o parte din ei sunt acolo și care ne-au lăsat o tradiție și un renume al acestei facultăți demn de toată lauda și cunoscut și recunoscut mai mult în străinătate decât acasă.
Asta e interesant. Să revin la întrebarea pe care mi-ați pus-o. Da. Aș începe cu profesorul Soare, Alexandru, care mi-a fost și profesor și care m-a ajutat să ajung în, în Institutul de Petrol, Gaze și Institutul de Petrol și Gaze de la Ploiești în anii 82-83. Înainte de asta, ca să înțelegem și să nu fim atemporali, aș vrea să fac o precizare. Pe diploma dumneavoastră, vă preveni la ea, este scris și scrisul rămâne inginer, geolog, geofizician. Deci, inginer, geolog, geofizician. Bun. Doi. După repartiție, dumneavoastră ați avut câțiva ani de producție și apoi, din 1983, ați venit la UPG, după spusele dumneavoastră, ajutat, poate în primul rând, de către domnul decan, domnul prorector era atunci. Era prorector atunci, da? Aici decan, Alexandru. Da? Soare Alexandru. Vă rog. Soare Alexandru. Da, eu am venit după 8 ani de producție. Unde ați lucrat în acești ani de producție? La Carotaj Perforări Ploiești. 2 ani. Da. Și la Stela de Producție Moren. Deci ați venit de la Moren, practic, de la Moren, în de la școală, Moren da? Am venit aici în școală. A fost o întâmplare sau nu e nimic întâmplător? Întâmplare. Nu e nimic întâmplător, da? Nimic nu e întâmplător, dar da? A fost o întâmplare. Faptul că trebuia să plec în Irak. Am făcut în toată documentația să plec în Irak ca trimis al Petromului, al Ministerului Petrolului. Deci suntem în anul 82-83? 82-83, da. Și numai bine că a început războiul între Irak și Iran. Și s-au suspendat pentru o perioadă plecările în Irak. La serviciu m-a chemat directorul Guțu Grigore. O personalitate. O personalitate în domeniul petrolului și un director excepțional. Și mi-a zis, mai tot trebuia să pleci tu. Uite, trebuie să trimit pe cineva la Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești și la un curs de specializare în inginerie de zăcământ. Așa că te-am propus pe tine să te duci acolo. Și m-a propus și am venit. Aici am întâlnit mai mulți oameni pe care îi cunoșteam, foști profesori de-ai mei, printre care și profesorul Soare. Profesorul Soare, care mi-a zis, dar de ce nu vii la noi? Și am zis, bine, eu aș vrea să vin, dar cum? Și am aflat cum să vină, trebuia să se vină prin concurs, trebuia aprobarea partidului. Erați membru de partid din facultate? Da. Deci ați terminat în frunte, în lotul fruntar. Trebuia aprobarea Comitetului Județean de Partid. Cum eu eram la Dâmbovița, mi-a trebuit aprobarea de la Comitetul Județean de Dâmbovița, care n-am obținut. N-ați obținut-o? Nu, din diverse motive, da. N-am obținut. Și atunci, domnul Soare a zis, nu te putem lua decât asistent suplinitor. Așa că mi-am început activitatea la 1 octombrie 1983 ca asistent suplinitor sub conducerea profesorului Babscov Alexandru. Avem într-o imagine, o să-l arătăm, ați și scris cu dânsul. Da. Îl cunoșteați pe domnul profesor? Îl cunoșteam pentru că lucrasem la Carotaj, unde dânsul era șef de serviciu. La Carotaj. La Carotaj ați mai cunoscut pe domnul Neguț, nu? Sau nu acolo? Nu acolo. Nu acolo. Domnul Neguț mi-a fost profesor. La București. La București. Am înțeles. Dar și dânsul a lucrat. Dar am cunoscut o serie întreagă de specialiști. De primă mână. Mulți au fost și invitați la noi în emisiune, da. În Carotaj, cum ar fi, eu știu, Victor Negoiță. Am făcut 2 emisiuni, autor al unei metode de succes. Și foarte mulți alții, dar să nu îndreptățim pe nimeni.
Și ce ați făcut cu partidul? Deci, pe linie moartă, partidul, asistent suplinitor, am venit, da? Prin transfer ca asistent suplinitor. De la Moren v-au dat drumul, nu? De la Moren mi-au dat drumul, cam cu noduri, așa, dar mi-au dat drumul până la urmă. Deci, cartea de muncă la IPG Ploiești. Și la IPG Ploiești. În ce sens m-a ajutat domnul profesor Soare? În sensul că s-a organizat concurs pentru postul de asistent și la acel concurs trebuia tot aprobarea Comitetului Județean de Partid. Dar din Prahova. Dar din Prahova. Aprobare care am primit-o de la Prahova și am putut să ajung... Unde vroiați dumneavoastră, unde să vroiam. Spunem telespectatorilor, lăsați-mă să spun eu, un gând ascuns al dumneavoastră era și acela de a fi profesor. Da. Eu am constatat, noi ne cunoaștem și avem o relație specială, că aveți o vocație de profesor și acest lucru s-a și întâmplat. La 47 de ani, în 1998, erați profesor universitar plin. Da. Ce s-a întâmplat până în 1998? Am funcționat ca asistent. În perioada aceea, decanul facultății de forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor, actualul IPG, era profesorul Crețu, următorul de pe listă. Da, care a fost decan în două mandate, da? Da, a fost decan în Ion Crețu. Ion, da? Crețu. Iar în mandatul profesorului Tale Virgiliu... Numai trei ani, am explicat într-o emisiune trecută ce s-a întâmplat cu partidul. Am ajuns șef de lucrări. Șef de lucrări. Da. Și aici este o poveste, faptul că... Deci la ce catedră ființați dumneavoastră? Funcționam atunci la Catedra de Foraj Extracții. Și șef de catedră cine era? Șef de catedră a fost o perioadă doctorul Beca. Constantin Beca, pe care l-am evocat, da? Doctorul, da? Doctorul. Doctorul, da? Doctorul Beca. Cu Dan Prodan l-am evocat, da. Și salutăm pe Dan de aici. Și după asta a fost doamna profesoară Soare Elena. Elena a scris și o carte deosebită. Mai mult. Încuraja tinerii. O doamnă, în sensul doamnă, strict. Da. Mi-ați arătat cartea în biroul dumneavoastră. Da. Și purtați o amintire frumoasă. Problema a fost că eu nu aveam un dosar foarte frumos pentru vremurile de atunci și n-am fost acceptat ca șef de lucrări, trebuia să-mi dea ministerul aprobare. Probabil, din câte am aflat... Interesant, n-am știut asta, da? Probabil, din câte am aflat... Și n-ați putut să cumpărați un dosar mai frumos? Am înțeles. A fost cineva cu o pilă mai mare. Și atunci... Suntem atenți, o pilă mai mare, da? La cuvinte, da? Și atunci, în lotul respectiv, am intrat și eu și așa am ajuns șef de lucrări. A fost mai mult decât un lot olimpic acela, totuși, da? Și de la șef de lucrări viața a început să curgă pentru dumneavoastră. Și de la șef să spun de lucrări... că nu a trebuit să aștepta să fiți profesor ca să purtați și alte caschete. Nu. Dar numai puțin. Domnului Tale, ce amintire e? Cum? Domnului Tale? Decan Tale, da? Nu avea dânsul, era cu rezistența, cu mecanica, da, cu handbalul, mai târziu cu porumbei. Nu am avut o colaborare profesională, am avut numai o colaborare ierarhică, pentru că dânsul era decan și eu eram șef de lucrări la un moment dat, asistent și pe urmă șef de lucrări. Și când am primit cursul, Facultatea de Foraj avea 4 serii. Da. Seria A, B, C și D. Peste 400 de studenți. Da, în jur de 560 de studenți erau atunci. Și am primit cursul pentru seriile C și D. Și m-am întâlnit cu domnul profesor Tale. Ați primit ce curs? Cursul de? Pentru seriile C și D, cursul de geofizică de sondă. Geofizică? Meseria dumneavoastră? Meseria mea. N-am făcut altceva toată viața. Frumos. Deci, din 75, când am absolvit facultatea și până acum, n-am făcut decât geofizică de sondă. A fost bine, a fost rău, numai dumneavoastră știți asta, da? Nu știu, bine. Am mai trecut și pe alături când la domenii, dar, dar toată perioada asta, toată perioada mea de activitate, n-am făcut altceva. Aveți o carte geofizică de sondă acolo, haideți să o arătăm, că toți suntem la cuvinte rezervate.
s-o arătă în camerei, deci geofizica de sondă. Geofizica de sondă. Da? Este volumul 1. Deci Ion Mălureanu, editura Universității pentru Gaze din Ploiești, 2007. Eu cunosc bine această carte, volumul 1, am văzut și desenul, am și comentat-o. Deci 1, volumul 1, da? Da, și singur acum lucrez autor. La volumul 2. Deci lucrați la volumul al doilea, da? Da. Bun. Această carte, care era grupul Ținte, da? Această carte a fost tradusă, da, în... Interesantă și această traducere, dacă aveți să arătați camera. În limba coreeană. În limba coreeană, da? Deci această carte a fost tradusă în limba coreeană. Deci era foarte interesant acolo. Iată, eu am și eu aici. Limba... Puteți să citiți un cuvânt în limba coreeană, da? Cum ați aflat de această traducere? Sau traduc totul, ei traduc absolut totul fără să întrebe. Nu știu dacă traduc totul. Un fost doctorant care... Parțial l-am ajutat eu să-și elaboreze teza, pentru că era în domeniul meu, a spus că el cere aprobarea de la Universitatea de Petrol din Phenian să îmi traducă acea carte. A obținut aprobarea și așa s-a întâmplat să am acum o carte tradusă în limba coreeană. Dar dumneavoastră în biblioteca personală aveți un exemplar? Da, da, da. Da. Eu l-am găsit la bibliotecă și am rămas puțin surprins. Da, da, plăcut, evident. Foarte frumos. Deci existați undeva și în străinătate. Da, așa este. Bun. Volumul 2 nu vreau să vă smulg o promisiune. Cam pe când, sau volumul al doilea, pe când am o să am încercat sper să în toamnă să public și volumul 2. Deci să o mai ducem până la toamna anului acesta, da? Mai ducem până m-aș bucura foarte mult și dorni suntem tot timpul de o lansare. Să revenim la domnul Tale, mai aveți ceva de spus? Nu. Ba da, eu știu că v-a spus ceva pe hol. Da. Haideți, spune, să fim... Nu e bine să faci confesiuni, că... Ba nu e bine, nu sunt confesiuni academice. Am făcut o emisiune de un an și... Confesiunea academică. Nu, v-a dat un sfat care v-a pus pe gânduri totuși și v-a mobilizat. În momentul în care mi s-a dat cursul, decanul Tale m-a întâlnit și mi-a spus să nu cumva să te duci la curs și să-l citești cu foile de pe foi. De pe foi. Trebuie să te duci fără niciun fel de material și să prezinți cursul. Dar nu v-a spus o moralizator sau v-a spus nu. A fost mai mult un sfat. Și așa am făcut. L-am ascultat și mi-am pregătit. Oricum îmi pregăteam fiecare curs în parte. Și foile le-ați lăsat acasă? Dar foile le puneam întotdeauna în buzunar. În buzunarul de la piept, de la haină, da? În buzunarul de la sacou. Ca să fiți mai în siguranță, totuși, da? Care reprezenta punctul meu de sprijin. Mă gândeam, dacă cumva mă încurc, am acele foi pe care le scot din buzunar și pot să-mi continui. Acum aș vrea să vă întreb, cam câți oameni erau într-un amfiteatru la cursul dumneavoastră? Cam 100. 100. Nu-i deloc simplu. Vă orientați rapid cu sala, aveați repere, da, și ați absolut tot. Știu că acum și acum și mult mai de mult pot să vă spun nu ușor că să ții un curs de 100 ești... De se poate observa foarte ușor când îți pierzi auditoriul, respectiv sala. Cum observați dumneavoastră? Faptul că studenții nu mai sunt atenți, că vorbesc între ei, că fac altceva în loc să fie atent la ce spui. Așa mai departe. Și atunci îți dai seama simplu că i-ai scăpat. Nu mai îi interesează ceea ce ne spune. Dar să mergeați foarte mult pe aplicații, bănuiesc că... Pe aplicații, pe exemple, și parte teoretică. Și n-aveați cursul scris, trebuia să ia notițe? Trebuia să ia notițe. Trebuia să ia notițe. Și nu-i deloc simplu. Apropo de notițe, văd aici, toți suntem la cărți, cred că o găsiți și dumneavoastră acolo. Alexandru Babscov cu Ion Mălureanu. Da, este prima carte. Să arătăm totuși, da? Cred că aveți și fizic acolo cartea, da? Aici. Da? Este... Arătăm ei, da? O carte scrisă în 95. Să arătăm, este, da? Volumul 2, care înseamnă geofizică de sondă.
și volumul 1, prospecțiuni geofizice. Foarte interesant, da? Și dumneavoastră sunteți co-autor. Cartea a rămas tipărită de uz intern, cum se spune, nu ați publicat-o și într-o editură, da? Nu. L-am cunoscut și eu pe domnul profesor, tot cu mustață, pare mi se, tot cu mustață. Tot cu mustață, da. Unii câștigă la mustață, alții pierd la mustață. Da. Perfect. Am înțeles de sfatul. Să ajungem și la celălalt decan. E vorba de actualul rector, profesorul Pascu Mihai Coloja, căruia a fost prodecan, da? Da. Deci începem ca șef de lucrări. 90 până în 95 prodecan, da? Da. Am fost... Cu Mihai ați lucrat și ca rector, ați lucrat și ca, rector, și ca președinte al Senatului. Deci nu pot să spun mai multe eu. În 90 s-au făcut alegeri după Revoluție și domnul profesor Coloja a fost ales... decanul facultății și eu am fost ales prodecan. Cred că am înțeles că este o poveste, nu știu dacă este așa. Primul decan pentru o zi a fost ales Macovei, domnul Macovei, și apoi a mers ca rector și apoi a mers această, e adevărat această istorie, da? Bun, mă bucur că mi-o confirmați. Ca șef de lucrări, deci n-am ajuns profesor, șef catedră, 1996-2000. În această perioadă, în 98, ați fost profesor. Cum se chema catedra? Catedra de Geologie și Geofizică. V-ați separat de, de ceilalți? După înființarea secției specializării Geologia Resurselor Petroliere, da. Cadrele didactice sau colectivul de geologi în cadrul Catedrei de Hidraulică, Termotehnică și Geologie s-a separat și a format Catedra de Geologie și Geofizică. Ca șef de catedră, ca să listez eu rapid, Dan Prodan, prietenul nostru? Ca șef de catedră au fost Mircea Ionescu, Dan Dumitru Prodan, Octavian Georgescu și Ion Mălurean. Și Ion Mălurean. Da? Mălurean. Da. Cum ați purtat această caschetă de șef de catedră? Deci erați o dată erați șef de lucrări, nu, sau erați conferențiar? Eram conferențiar. Erați conferențiar, da? Aici a mai fost o poveste conferențială. Vreau să vă spun un lucru. Pe mine m-au condus în toate pozițiile pe care le-am ocupat câteva principii în afară de regulamentele și legile existente. Care sunt o societate fără principii care va să zică că nu le-a... Care au fost principiile? Este interesant, domnule profesor. Da. În primul rând, eu cred că un conducător este în slujba oamenilor și nu oamenii în slujba lor. Frumos. Mai departe, dacă poți să ajuți un om, ajută-l. Dacă nu poți, nu-l ajuți, dar nu-i face rău. Și să nu-l încurci. Și să nu-l încurci. Un alt principiu a fost să rezolvi întâi problema și apoi să faci în așa fel încât cei care au greșit sau au generat-o să nu mai poată face. De la tatăl meu știu că nu este bine să iei măsuri împotriva unui om. Tatăl meu a fost sanitar? Nu, socrul meu a fost. Socrul a fost sanitar, că știam ceva de... Dar ați avut o relație foarte bună. Cu... Da, foarte bună. Foarte bună. Foarte interesant, da? Și... în general am căutat să respect aceste principii pentru că am crezut că e bine și a fost bine în ceea ce am făcut în multe cazuri. Am să vă rog să anunțăm înainte de pauză că ați mai purtat cu demnitate și alte caschete. Ați fost secretar științific al Senatului. Aici a fost o suprapunere puțin, nu? Da. Pe 2 ani, 98-2000. Da, s-a putut totuși, s-a da? S-a putut, da. Știți că sunt posibilități care se pot, care nu se pot și care nu se pot niciodată, da? Iarăși, și după care decan din 2000-2008. Exact. Un subiect pe care aș vrea să-l detaliem după pauză și apoi vom ajunge și la cascheta de președinte și nu doar atât. Dacă mai vreți, vreo precizare înainte de pauză față de cele discutate. Atunci facem o pauză. Vă mulțumesc. Suntem în partea a doua a emisiunii, stimați spectatori. Invitatul meu este domnul profesor universitar, doctor inginer Ion Mălureanu. Domnule profesor,
Trebuia în partea întâi să fac o precizare, dar nu e târziu nici în partea a doua, mai ales la început. Să vă spun, după opinia mea, dar nu numai a mea, numele de familie, am prevăzut Mălureanu, și numele de botez, Ion, se pare că sunt predestinat. Așa cum am procedat și cu ceilalți invitați, veți avea mici surprize, vă rog să mă opriți dacă nu vă convine ceva, am analizat fiecare caracter din numele de familie, numele de botez, pe fericirea mea, mai scurt, Ion, da? Consoane, vocale, încercând să atribui fiecărui caracter câte o calitate a dumneavoastră și uneori chiar câte un defect. După cunoștința mea, am spus că avem o relație specială, sunt un prieten special al meu, anumite atribute au devenit constante, Ion Mălureanu. Să începem. Încep cu numele de botez. Ion. Inteligent, inginer geofizician, IPG, de două ori, da. Integru, incoruptibil, am zis bine? Probabil. Nu, incoruptibil, da? Da. Mulțumesc. Iertător, iertați și uitați sau iertați sau... Da, dar nu uit. Dar nu uitați. Incapabil să jignească pe cineva, imaginativ, cu câte hărți lucrați, cu câte secțiuni lucrați, uneori indulgent. E bine zis, uneori. Instruit, intuitiv și un interlocutor foarte plăcut. Mulțumesc. A doua vocală. Ați găsit numai cuvinte de laudă. Deocamdată, nu. Deci este consultându-mă și eu, nu cu astrele, nu, dar cu alte... cu alți colegi, consultându-i, documentație, etc. Și așa cum vă cunosc eu. Om. O, atât am ales. Om. Cu majuscule. De caracter serios, om de cuvânt, om de echipă. Unii lucrează și în afara echipei. Nu. Dumneavoastră sunteți om de echipă, un om corect, suspect de corect, conștiincios, onest, onorabil, cumpătat, sufletist. Ar mai fi ceva? E suficient. N. N. Singura consoană. Născut pentru a fi dascăl. Aici mă bucur că nu mi-a suflat nimeni, nu mi-a spus nimeni. Înainte de emisiune am intuit că este ceva și m-am bucurat să încep cu născut pentru a fi dascăl. Nepătat, acum și soarele are pete. N-am găsit ceva mai bun la N. Depinde ce înțelegeți prin nepătat. E, nu solar așa, fără pete, da? Adică fără să fie apelat la nufărul vreodată, da? Da. Natural, norocos. Vă considerați un om norocos? Mă consider un om norocos. Am constatat că când colaborăm, uneori negativist, dar nu tot timpul. Sunt lucruri care... Adică nu-l las pe nu în brațe, dar uneori negativist. Nu. Uneori da, sunt negativist. Nu mi-a stricat aici atributele. Navetist de 7 zile. Unii sunt altceva de 7 zile. Nu o să sunteți navetist. Adică e vorba de veniți de la locuința de primăvară, vară, toamnă, poate chiar și iarnă, nu? Chiar și iarnă. Da? Da. De la Vișinești, da? De la locuința de la Vișinești. La Ploiești, da? Și am zis eu, nervos, dar cine vă cunoaște, pe interior. Asta așa e. Altfel, păreți că ați avea nervul scos. Nume de familie. M. Modest. Management universitar. Mentor. Manierat. Melancolic. Unde ni sunt visătorii. Metodic. Meticulos. Moral. Mustață. Mândru. Mediator. Muncitor. Milostiv. Sunteți milostiv? Milos, da? Cred că da. Da? Uneori mucalit. Așa când ți-e lumea mai dragă, mai dați un citat. Da, când mai trântesc, așa cum se zice, cu bățul în baltă. Trântit în sensul bun al cuvântului, da? Și am zis eu, mea culpa. V-am cunoscut și în situații când greșeați și eu am văzut cerând scuze. Da, și îmi place. Consider o calitate a omului să-și recunoască greșeala și nu un virtute atunci când greșește și nu recunoaște. Și am mai constatat un lucru tot la mână. Știți să mulțumiți
ori de câte ori trebuie. Încerc și îmi pare rău când uit. Și uite, are scris în legile omenești. Avem aici o literă U. Eu la U de la Mădureanu am găsit umor, uman, UPG, universitar. Mai trecem și uitare uneori, trecem da? Trecem și uitare uneori. Ăla, ăla a fost foarte greu, Mădureanu, da? L-am combinat cu M și am găsit mă, rinimos, măsură. Măsură. Am zis eu bine? Deci măsură da, pentru măsură. Da, în general, măsor puțin. Și cuvintele și văzut, activitățile. Da. Ca întotdeauna există și excepții când nu reușesc să fac această măsură. De altfel, să știți că geofizica de sondă, care e domeniul meu, este de fapt un domeniu în care se fac măsurători. Da. În sondă. Și încât sunt obișnuit cu măsurătorile. Însă, interesant ar fi să vă spun că vă rog. În Parlamentul de dinainte de război, legat de măsură, da? Legat de măsură, rog, da? Da. Era Ionel Brătianu și cu Iorga. Da. Și Iorga într-o... Uneori în antiteză. În antiteză. Da? Și Iorga într-o... eu știu, situație mai delicată, a zis ce să învățăm noi de la ingineri. Și la care Ionel Brătianu i-a spus măsura, domnule profesor. Excelent. Mulțumesc pentru completare. El, liniștit, lider, logic, larghețe, vă caracterizează, cred, lectură. Da, îmi place să citesc. Citiți mult, alții sunt citați. Loial, limpede și uneori lent. E o lentoare din fire, din... Nu, îmi place să fiu lent. O fac de plăcere. Interesant. Adică vă grăbiți încet? Mă grăbesc încet. Și chiar nu-mi place, măsură, da? Nu-mi place să fac lucrurile în grabă sau pe genunchi, cum să zici. Prefer să fac lucrurile încet. Să măsurați și apoi să tăiați, da? Și apoi să tăiați. Foarte frumos. La U am zis un urmaș demn de înaintaș, de altfel înaintașii dumneavoastră au fost care? Uitați, ne-ați oferit o imagine. Aici Saba Ștefănescu. Unde sunteți și dumneavoastră aici cu mustață undeva? Sunt foarte multe lucruri de spus. V-aș ruga, dar în mult a sed multul, totuși. Suntem în partea a doua. Eu nu cred că am ajuns să ating performanțele înaintașilor mei. Mă refer aici... Că ați ajuns deja la incompetență, totuși. La incompetență, da. Mă refer aici că am avut profesori în facultate și în liceu, dar în facultate oameni de excepțională valoare. Nu l-am avut profesor, dar nu pot să nu-l pun în cap de listă, l-am cunoscut pe profesorul Saba Ștefănescu. Saba S. Ștefănescu, Ștefănescu, da. Da? Profesorul Saba Ștefănescu, geofizician, unul din părinții geofizicii din România. Fost academician și președintele secției de științe geonomice. Am avut profesor pe Liviu Constantinescu. Avea și o porecă să... Nu se confunda cu Emil Constantinescu. Nu, niciodată nu se confundă, da? Deci Liviu Constantinescu nu avea porecă, era... Am făcut vreo trei cursuri cu Liviu Constantinescu, cele mai sintetice și mai exacte cursuri la ele au fost. L-am avut profesor pe Harnaș Veceslav. Cel cu albinele, da? Cel cu albinele. L-am avut profesor... Nu am zis când însul nu venea la curs, cine venea la curs? Domnul profesor Soare. Domnul Soare, da? Da, făcea șeful, e plecat până la Nairobi, așa că astăzi faceți cursul cu mine. Așa cum păstăreați tu, să păstărești pe sine, da. L-am avut profesor pe Ion Dumitrescu, cel care a întocmit harta tectonică a României. Da. L-am avut profesor pe Teodor Joja. Deci au fost niște somități în domeniu care
sunt greu de aia. Care v-a marcat? Care m-a marcat și m-a marcat. Am revenit. Poza aia care o vedeți acolo este o poză de grup. Este o poză de grup care am făcut-o la când a fost aniversat Sava Ștefănescu la 85 de ani. Și erați și dumneavoastră. Și eram și erați eu. Cadru didactic. Eram cadru didactic la Ploiești. Foarte atunci. Frumos. Foarte frumos. Și aș vrea să vă spun un lucru. Vă rog, sunt foarte bucuros. V-am provocat. În cuvântul profesorului Sava Ștefănescu, la un moment dat a spus, arătând către sală, voi tinerii trebuie să vă grăbiți să faceți în viață ce vă place, că de nu se găsesc destui să vă dea de lucru ce nu vă place. Foarte frumos. Pentru mine a fost o mirare că persoanele către care arăta profesorul Sava Ștefănescu aveau atunci vreo 60 de ani, eu aveam 30. La 60 de ani mi se părea un om în vârstă. Am ajuns și eu la vârsta aia. Mențineți impresia, da? Aici am vrut să ajung și eu la asta, da? Da? E frumos că... De altfel, eu am mai așa, însă asta a fost o primă generație. Cea de-a doua generație a fost profesorul Aurelian Neguț, profesorul Paul Georgescu, profesorul Constantin Calotă, oamenii care ne-au pregătit în adevăratul sens al cuvântului și ne-au făcut să îndrăgim această meserie. Domnule profesor, mai avem litere în numele dumneavoastră de familie cam lung, deci după urmași de înaintași, umblat, uneori ursuz, util. Da, sunt și ursuz. R, îl pronunțați bine pe R? Eu îl pronunț bine pe R. R, am zis, romantic. Da. Ungherii sunt visătorii, regulamentar, rafinat, dar nu dublu rafinat, rafinat, da, rațional, realist, recunoscător, relațional, rezistent la înaintare, replică, totdeauna aveți o replică, reprezentativ, respectă-mă ca să te respect și eu. Da. Sau te iubesc așa cum ești. Este o cutumă pe care încerc să o respect întotdeauna, frumos, indiferent de poziția sau de caracterul omului. Riguros, rezonabil, rușinos. Să știți rușinos că sunt. Le-am drămăluit să-mi capă. Mai sunt și altele. Elegant, echilibrat, emotiv, enciclopedic, exigent, erudit, un echilibru intelectual, nu că vă flatez, dar e o constatare personală, și european. Da? Toți suntem europeni. Deci n-am greșit. Agil, atent cu colaboratorii, colaboratoarele, cu documentele, foarte atent, foarte greu semnat, am văzut un document, da? A fi înainte de a avea, apropo de gramatica vieții, afectuos, activitate didactică, de cercetare, managerială și de perfecționare. L-am discutat odată, UPG, am zis, Universitar U. Dacă aveți ceva de adăugat aici, ca să ne întoarcem la subiect. Cred că e suficient. E suficient, da? Nu v-am lăudat, ați văzut, da? Bun. Haideți să ajungem la cascheta de decan, pentru că timpul înaintează. Și aici v-aș ruga să fiți foarte sintetic și să ne spuneți ce moștenire, ce ați primit și ce moștenire ați lăsat. Mă rog. Să înțeleg că dumneavoastră ați lăsat moștenirea actualului decan, da? Actualului decan. Și ați primit cuvântul, și ați luat moștenire de la actualul rector. Cuvântul moștenire e bine e demonetizat acum de anumite categorii sociale. Am primit grea o moștenire. Dar dumneavoastră când primiți o moștenire în familie, da, ce se întâmplă? Știți că la orice moștenire și în informatică există clase, subclase, trebuie să mai adaugi și tu ceva. Deci este o programare pe obiecte. Bun. Moștenirea care nu, am primit... în sensul bun, da, în sensul academic. Moștenirea pe care am academică, primit-o, la asta mă refer, da. Pe care am primit-o, am spus și la începutul emisiunii, este una de mare responsabilitate, în sensul că
cei care au condus această facultate au fost niște oameni care au pus întotdeauna o cărămidă la construcția acestei facultăți. Și începând de la, eu știu, primul decan și până la profesorul Coloja, care... Da. Haideți să fim concreți. Ce vă rog eu? Ce ați lăsat ca moștenire? Ce am lăsat? Da. Pentru că mai sunt multe subiecte de abordat. Dacă se poate. Păi un decan are obligația de a-și dezvolta facultatea. Da. În dezvoltarea acestei facultăți am putea enumera așa relațiile facultății cu atât cu universități cât și companii de specialitate. Putem fi concreți? Putem fi concreți. Mă rog. În ceea ce privește relațiile cu aceste companii, am dezvoltat o relație specială. Am reluat, de fapt, o relație specială cu compania Schlumberger. Iată, am aici o imagine. În dreapta, dumneavoastră, ca decan, primind un dar de la Schlumberger și aici, iată, vă fotografia chiar la Schlumberger. Da. Așa, considerată ca o relație foarte bună. Da. Și am mai am obținut... ceva cu Schlumberger. Vă rog, dumneavoastră, povestiți. Eu am pus imaginele cu Schlumberger. Am obținut dotarea unui laborator, și anume laboratorul de geofizică de sondă, la care s-a adăugat un soft în valoare de $1,000,000. Nu-i deloc puțin. Burse pentru studenți, practica studenților la această companie. O urmăreați ca decan? Urmăream, bineînțeles. Frumos asta. Ca înainte, ca pe vremuri, da? Și ce ar fi de remarcat, angajarea foarte mulți absolvenți ai facultății noastre. Mulți absolvenți ai facultății noastre lucrează, au lucrat și lucrează și în prezent la această companie pe... Hai să zicem, pe bani buni și pe joburi foarte bune. Este și o poză undeva acolo cu Gheorghe Laura. Asta, care este... Aici, da? Da. Da, vă rog. Este una din absolventele noastre care lucrează, a lucrat și lucrează la Schlumberger. Ea a fost asistentă. Foarte frumos. Noi. Acum mai rămâneți în contact, își mai amintește de... Da, da, de a fost și săptămânile trecute în școală. Foarte frumos, dacă știam. A lucrat în Angola o perioadă. O altă, tot asistentă de noastră, care lucrează la Schlumberger și acum este în Statele Unite, dar în primă fază a lucrat în Siberia. Era o fată micuță, nu? Da. Și avea un echipament cu niște cizme mai mari decât ea. Când am văzut pozele. Dacă toți suntem aici, ar fi păcat. Am reținut. Ați vrea să comentați și imaginea poza de sus. Da? Da? Altă ipostază a dumneavoastră. Poza da? De sus, eram secretar. Tot decan. Nu, eram secretar științific al Senatului. Da. Și atunci s-a acordat titlul de doctor honoris causa unui profesor din Germania. Din Germania, da? Din câte știu eu, la recomandarea domnului profesor, Vlad Urman. Da. Și dacă toți suntem la honoris causa, iată, continuăm deci cu aceeași imagine, dar suntem și mai jos. Da. Cu Basarab, greșesc eu? Basarab Nicolescu. Da? Da, în perioada, în ultima perioadă, când în 2012-2016, am fost președintele Senatului. Da. Și primul președinte al Senatului. Este da. Important aceasta, da? Așa. Și ați deschis niște pârtii. Și am... Da, s-au schimbat cumva lucrurile după legea 1 din 2011, când Senatul a fost nominalizat, mă rog, cu niște atribuții destul de clare, după părerea mea. Deci exista Senat, CA, Consiliul de Administrație, da? Da. Și dumneavoastră președintele Senatului, și eu președintele Senatului. Membru al Senatului, da?
Membru al Senatului. Rectorul nu. Rectorul nu. Pe perioada mandatului meu, nici rectorul, nici prorectorii, nici... Nici decanii, nu? Decanii nu au făcut parte din Senat. Dar la al doilea mandat al domnului rector, datorită dinamicii, lucrurile s-au mai schimbat. Nu, așa a fost, a venit metodologia... De la minister, da? De alegeri de la minister, da? În care s-a făcut precizarea că numai rectorul nu poate face parte din Senat. Restul pot face parte din Senat. Deci rectorul nu poate face parte din Senat. Cum ați colaborat cu Consiliul de Administrație? Foarte bine. Am avut șansa să colaborez bine cu toți membrii Consiliului de Administrație și cu toți decanii din, din CEA. Bineînțeles că într-o activitate există și lucruri care, în care nu ești de acord în totalitate cu unele sau cu altele, dar aceste dezacorduri care au apărut au fost rezolvate înainte de a ajunge cu ele în fața Senatului. Foarte frumos. Totuși, să nu înțeleg că a fost o formalitate, dar nici simplu nu era. Nu e simplu de a... Ne-am fost colegi de Senat, am fost... acum se pare că Senatul e mai dinamic sau mai... îmi dau da. Seama cum... Nu? Este mai dinamic, probabil. Problemele sunt în parte puse pe un anumit făgaș, așa încât probabil e mai ușor de rezolvat anumite treburi. Domnule președinte, domnule profesor, deci am văzut să nominalizăm puțin. De două ori șef de catedră, da? Da. Prodecan, decan, 8 ani. Președinte, un mandat, da? Un mandat, 4 Nu vă ani. Întreb de ce nu ați mai acceptat și al doilea mandat. Deci, președinte... Cred că e cazul să vină altul mai tânăr sau să vină alții care să preia... Am înțeles. Atunci v-aș ruga eu să-mi permiteți, mai ales că... Nu, dar dați-mi voie să termin cu... Vă rog, eu vreau să terminați, da, vă rog, sigur că da. O a doua firmă cu care noi am colaborat foarte bine a fost EMAI Soaco. O firmă de fluide de foraj care ne-a ajutat să upgradăm laboratorul de fluide. Da. Aici un rol foarte important l-a avut regretatul profesor Virgil Grigore. Da. O altă firmă cu care am colaborat a fost Global Santa Fe. Global Santa Fe, unită ulterior cu Transocean, a venit la noi și au luat studenți în practică. Părerea mea este că acea practică și acei studenți care au beneficiat de această practică se poate constitui într-un exemplu demn de urmat pentru practica studenților. Întrucât au fost duși în Angola, în Golful Mexic, în Marea Nordului... În lume. În lume. Da. Și au lucrat, efectiv, pe riguri, pe platforme și au învățat foarte mult. Atitudinea lor, acestor studenți, față de școală și față de pregătirea lor profesională, s-a schimbat total după ce au venit din această practică. Într-adevăr, mi-ați argumentat frumos, numai mie și celor care ne privesc, că lista cu moștenitorii, da? Lista cu moștenirea, să ajut acest cuvânt, este reală, este de invidiat și de bună seamă ea trebuie dezvoltată da, și de cei care... Ar fi nedrept să nu amintim aici Waterford-ul, Competu, Petromul, Rongazul, Petrostarul, care da, am colaborat. Mai ales cu Competu, unde universitatea da. Are o relație specială. Vezi secția de transport exact. Da, înființată mai de mult. În finalul emisiunii, domnule decan, aș vrea să dați voie, fără modestie, să prezentăm celor care ne urmăresc o realizare importantă a dumneavoastră, dar totuși care s-a finalizat și cu anumite broșuri, anumite cărți, care ele rămân în universitate. Este vorba de doctor honoris causa.
V-am văzut în postura de secretar științific, da? Da, și de președinte al Senatului. Și de președinte al Senatului și acum rămânem pe președinte al Senatului cu doctor honoris causa Basarab Nicolescu. Basarab Nicolescu, neobosit căutător de adevăr. Doctor honoris causa profesor Silviu Neguț. Neobosit, toți sunt neobosit, explorator al universului planetar și uman. Doctor honoris causa Mircea Stelian Petrescu. Iată, avem aici o broșură. Eu am luat o imagine cu coperta întâi. Ploieștean, membru de onoare al Academiei Române. Dacă toți suntem la Academia Română, profesorul universitar doctor inginer Ion Dumitrache, membru corespondent al Academiei Române. Erați președinte. Da. Și în sfârșit l-am lăsat la urmă. Nu, mai avem totuși Dumitru Miron, da, profesor universitar. Interesant, afiș apoi avea, am luat din Gramatica Vieții, noi am lucrat mult pe acest text și l-am lăsat la urmă, pregătindu-l puțin, a scris o carte cu domnia sa, iată, Investigații geofizice, domnul profesor Aurelian Neguț, da, cu ochii minții în adâncul pământului. Este un colaborator vechi al universității, al dumneavoastră, este tot din Vișinești, îl salutăm de aici, un personaj cu care eu am o relație specială, mai ales dumneavoastră. V-aș ruga o frază despre domnul profesor Aurelian Neguț, de o modestie rară. L-aș numi mentorul meu, pentru că profesorul Neguț a fost cel care, la care am avut lucrarea de diplomă. Ah, interesant, da? Este cel care m-a condus la doctorat. A fost conducătorul meu de doctorat. Este profesorul care îi urmez în meserie, pentru că și el este tot geofizician de sondă și care m-a ajutat cu un sfat și nu numai atunci când a fost nevoie. Un om profund. Trebuie să ne oprim aici. Ați mai avea multe de spus. Da. Ați mai avea multe de spus. Mă bucur că ați acceptat această invitație a mea. Acum vă cer permisiunea și cer voie și regiei să prezint DVD-ul numărul 11, Câmpina în centrul Universului Petrolier Românesc. Tot în cadrul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, am ținut în mod deosebit să realizăm acest DVD, sigur, sponsorizat și el, că altfel nu se poate, întrucât doctor inginer Ștefan Traian Mocuța, care nu mai este printre noi, care a scris Cartea Vieții, dar nu a fost publicată, cu care eu am realizat vreo 8 emisiuni, aici sunt numai 6. În acest DVD sunt amintite personalități din geologie în mod special, dar și viața domniei sale, care se făcea parte din generația de aur a ingineriei de zăcământ de la Câmpina. Apoi Gheorghe Țuțuianu, Gheorghe Meionescu, un om care îi datorez foarte mult, doctor inginer Ion Ana, un prinț al noroaielor de foraj. De foraj, da. Ion Filipaș, de asemenea, care a lucrat, e adevărat, mai cam vreo 7 ani din câte am considerat eu la Câmpina, și cu domnul Ursul Gheorghe Calcan, cu care am stabilit anumite repere câmpinene petroliere și am evocat cea școală de maiștri. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă mulțumește, stimați telespectatori, pentru fidelitate și vă dă întâlnire săptămâna viitoare. Bună seara, la revedere!